ceaiul. În timp ce se face ceaiul, eu am să vă spun rețeta pe care o fac eu pentru brioșe, în mod deosebit iarna, pentru că așa cum vă spuneam, le fac cu scorțișoară și toată bucătăria devine aromată. Am pregătit aici ingredientele. Făină, cam 300 de grame. Zahăr brun, 150, și în bolurile acestea mici am pregătit scorțișoara. Yummy. Am pregătit praful de copt și bicarbonatul de sodiu. În partea cealaltă a mesei am lichidele, apa, 200 de mililitri, 50 de mililitri ulei de măsline, iar aici oțet balsamic, 2 lingurițe. Și vanilie, exact, toată casa va mirosi a vanilie și scorzișoară. Regula este simplă la brioșe, solidele cu solidele, lichidele cu lichidele. Așa că le amestecăm și la sfârșit, ce să mai spunem, va ieși ceva delicios. Ceaiul se face și în timp ce ceaiul nostru se face, amestecăm ingredientele pentru brioșe. Am spus că avem făină, avem zahăr brun, avem și scorțișoară și praful de copt și bicarbonatul și le amestecăm. Le amestecăm bine să se omogenizeze. La fel facem și cu uleiul. Deja putem pune. Și atenție cum amestecăm, trebuie să punem foarte încet și să amestecăm foarte încet. Brioșele, ca și aluat, au un aluat puțin mai pretențios, dar ne descurcăm. Deja ceaiul de pe foc o să înceapă să se audă. Și vanilia, punem vanilia. Așa. Și mestecăm puțin în continuare. Gata cu omogenizarea, ajungem, punem folie și apoi lăsăm totul la frigider o oră. Și între timp bem ceaiul. Aluatul de brioșe este la frigider și acum îmi prepar ceaiul de fructe și mă pregătesc să vă spun istorioara, povestea merelor caramelizate. Au o poveste interesantă, chiar simpatică. Pentru că e ceai de fructe, îmi permit să las fructele și ele se vor comporta așa ca un compoțel. Pun și apa, zahărul brun, infuzăm . Arată bine aluatul meu. Ne luăm formele de brioșe. Eu folosesc tipul acesta de forme. Sunt foarte flexibile și foarte bune. Am să pun așa. Trebuie să avem grijă să nu le înghesuim. Așa cum se așează ele, e bine. Iar la final punem fulgi de migdale și pentru aspect, dar și pentru gust. Gata, sunt gata până la cuptor. Am încălzit la 180 de grade cuptorul. Le punem și așteptăm.
Brioșele mele sunt gata. Îmi iau mănușa și scoatem brioșele de la cuptor. Miros frumos și au crescut bine, bine de tot. Așa că... trebuie să se răcească și după ce se răcesc, le scoatem din aceste forme. Miros foarte bine, sunt gustoase și lângă un ceai merg foarte, foarte bine. Se fac repede, sunt delicioase și parfumate.